Ирочка, да? Ще фач, ще те окупи. Eu stau și eu în telefon, deoarece nu mai știu ce să fac chiar. Te plictisești? Da. Nu știu ce să te ocupi? Nu. Ierăscă, dar eu am o idee. Ziua ta de naștere a trecut deja, da? Au fost oaspeți, am podobit bradul, cadouri, asta. Și eu am o idee. Ce idee? Sper că e o joacă interesantă. Da, este foarte super, va fi și mai ales pentru tine. Chiar? Da. Ții minte, noi am făcut odată 24 de ore challenge când părinții s-au spus doar da. Când eu cu mama ți-am spus doar da. Da, și ce? Mulți prieteni... Mai vrei să repetăm? Da, repetăm, numai că invers acum. A venit timpul când tu trebuie să spui da, da și da. Și să faci totul ce îți voi spune noi astăzi ție împreună cu mama. Spune da. Da. Ești de acord? Da. Așa, că a venit timpul. Tot ți-am dat pace ziua de naștere asta. Așa. Și vreau încă să-ți mai spun că noi deja cu mama ne-am gândit la ce provocări, hai să le spunem așa, îți vom spune și tu trebuie să le faci. Bine? Da, dar câte sunt? O să vezi, dar bine. Sunt super. Și cu toate că prietenii de când deja ne roagă să facem numai decât 24 de ore challenge, când Ierăcica va spune doar da. Așa că ești gata? Da. Ești de acord? Da. Spune da. Da. Așa. Bine. Deci prima... Încercare, prima provocare, da. Provocare. Tu, Ierăcica, în primul rând începem cu asta. Ca jocul nostru începe cu astfel de încercare. Strângi toate tabletele, toate calculatoarele, planșeturi, ce mai ai tu, telefoane și mi le aduci mie. După ce mi-aduci toate aceste tablete și tot ce am spus eu, tehnică de uscasnic, iei cartea și citești. Și citești, 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 citești două ore. După două ore, eu vin și îți dau altă însărcinare. Ne-am bine, înțeles? Bine, da. Bine, dar eu te aștept să înceapă jocul. Începe! Succes! Mersi! Da, acum trebuie să strâng toate laptopurile, tabletele și telefonul tot. Simt că ziua aceasta va fi foarte plictisitoare. Dar eu singură le-am propus părinților această joacă. Acum trebuie să mă joc cinstit. Primul laptop. Telefonul tot se scoate. Bine. A, niciodată nu credeam că eu am atâtea laptopuri. Oh. Tata a spus să citesc. Să citesc? Atunci să citesc. Astăzi o să-mi dezvolt mai bine vocabularul. Ierăcica, da. Ce faci? Dansez? Da. Eu tocmai am o însărcinare pentru tine, e legat ceva de dans. Da? Mi-e place, eu spun da. Îți place? Spui da? Da. Bine, Andrușa, Ierăcica spune da, vrea să danseze. Tu vrei să dansezi? Nu. Așa, deoarece el știe cu ce tu trebuie să dansezi. Tu nu vei dansa doar așa, pur și simplu. Dar să cânt? Și o să cânt și o să dansez. Știi cu ce? Cu ce? Iei aspiratorul. E aspiratorul în care facem curățenie noi prin casă și dansez cu dânsul. Eu și când dansul. Și cât dansez și cânt, totodată faci curățenie în toată casa. Ne-am înțeles? Și da. Plus la asta, nu uiți de jucăriile lui Andrieș, care sunt aruncate acolo pe pat. Numai nu asta. Și încă ceva. Ce? Aici o să dansez cu aspiratorul și cânt jucăriile, dar știi când o să cânți? Când? Când o să speli vesela la bucătărie. Ce? Bine? Ne-am înțeles? Da. Da? Da. Îți dorim succes. Asta este a doua încercare. Dă 5 lui Ierăcica. Așa, succes. Și eu am plecat de sit. La 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 la.
Da, ca de obicei. Eu nici nu m-am numit. Eu am crezut că asta va fi prima provocare a mea. Să strâng jucăriile după Andrei și să fac curat. De ce așa mereu? Andrei se joacă, aruncă totul peste tot de orice știe că nu le strânge el. Iar după aceea, Irăcica, ca sora cea mai mare, trebuie să strângă. Andrei se odihnește, acum doarme, dar eu trebuie să strâng. Dar ce să fac? Am spus că o să zic toate, că o să spun toată ziua doar da. Acum trebuie să spun da, da și da. Trebuie să strâng. Așa, jucăriile am strâns. Acum trebuie rapid să dau cu aspiratorul și cât mai repede să șterg aici colbul. Dar cred că o să încep mai întâi cu colbul, deoarece praful... Da... Ding-a-bay, ding-a-bay, ding-a-bay now. Am obosit pe cinste. Da, astăzi am lucrat bine. Mie nu chiar îmi place să spăl vesela. Dar eu o să câștig această joacă. Și eu îi spun tata, da, da, da și da. Eu voi câștiga și eu spăl vesela. Ierăcică, Andrei, nu am înțeles, tu ai terminat? Da, am terminat. Ai terminat? Hai de-o la tata, Andrei. Așa, acum următoarea încercare. Ce încercare? Va fi ușor, Ierăcică. Ușor? Da, da, da. Îți voi da așa o încercare pe care tu, nu că nu-ți place să o faci, dar o urăști. Ce? Știi ce îți voi da? Da. Ce încercare va fi? Ce? Da. Singurică. Să-ți speli papucii tăi de afară cu care frecventezi școala. Nu! Da! Da, da, da! Da, da! Aș... da. Noi cum ne-am înțeles, da? Da! Așa, Andrei, eu o să-ți arăt ce eu pot și o să-ți arăt că o să câștig. Așa. Eu trebuie să spun da. Deci, îți dorim succes, spune Andrușa, da? Da! Trebuie să spui doar da! 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 Da. Așa că te duci, îți iei încălțămintea da. Și te duci o speri. Bine? Bine! După ce o să o verific. Că tu te-ai depres, doar nu mai ție totdeauna cineva ți-o spală, mama, eu. Asta e simbol, bine? Da! Hai! Am fugit! Da, astăzi chiar seamănă la o cenușăreasă. Acum trebuie să-mi spăl și încălțămintea. Mai corect zis, să o șterg. Da, de ce am propus părinților această joacă? Că tare a fost vesel, 24 de ore, ce anci părinții îmi spun numai da. Trebuie să mai facem o dată. Da, niciodată nu credeam că afară e zăpadă, iar eu pot să murdăresc atât de mult încălțămintea mea. Mai bine să-ți înveți bine decât să faci curat sau să speli încălțămintea cuiva.
Ce, Irăcica? Ai spălat încălțăminte? Da. Ești obosită? Da, am obosit. Deja este seara. Este poate ora să... aproape de 9 seara. Poate să-mi întorci încălțăminte. Ce să fac? Wow, dar ce s-au stâns acestea? Așa. Deci, ți-a mai rămas doar o însărcinare și pe astăzi ajunge. Ai obosit foarte tare astăzi? Da. Așa? Da. Asta este foarte bine. Așa, deci, iată și taman și aceste lumini. Sunt foarte bune pentru însărcinarea mea acum. Te va ajuta foarte mult. Da? Perfect, da. În ce constă însărcinarea mea, Irăcica? Ultima. Tu trebuie acum, imediat, să faci baie, să-ți curezi dinți și să te culci la ora 9, deja să dormi. Ce? Pentru prima dată în viață, tu te vei culca la ora 9 seara și taman te vei odihni bine, că doar ai spus că e obosit. Astăzi doar facem, Irăcica, 24 de ore challenge, da, dar facem doar tot ce este folositor și pentru copii. Așa că da, tu... Da, poți eu o să-mi întorci telefonul și măcar o să mă... Astăzi nu, astăzi nu. Astăzi doar... Gata, tu spui da. Faci baie, curăți dinții și la ora 9 fix dormi. Bine? N-aud. Dar dacă nu spun da, poți să mă dau bătută? Bine, eu spun da! Așa deci, la ora 9, Irăcica, tu te culci și dormi. Și dimineața o să fii foarte și foarte puternică și cu mintea limpidă, da. Și așa că va fi totul bine. Bine, deci, te-ai descurcat cu provocările noastre de astăzi. Bravo! Dar ți-a rămas ultima. Bine, îți doresc un succes și deja ne întâlnim mâine dimineață. Și noapte bună. Și noapte bună. Bine, noapte bună, eu deja fără tine o să-mi iau rămas bun de la prieteni. Noapte bună, prieteni, ultima noapte provocare. Noapte bună. Eu spun da. Bine, da, hai. Deci, prieteni, iată Irăcica doarme. I-am spus noapte bună. Andreeș se culcă acum și eu degrabă. Vreau doar să vă rog să ne scriți în comentarii dacă v-a plăcut provocările noastre pe care le-am dat-o lui Irăcica și cum s-a descurcat Irăcica. Dacă v-a plăcut, puneți like-uri și dacă vă plac astfel de genuri de videouri, să ne scrieți în comentarii și putem să facem și partea 2. Noi o să așteptăm like-urile și comentariile voastre. Bine, dar eu mi-au rămas bun în locul lui Irăcica. Desigur, nu uitați să vă abonați pe canalul lui Irăcica Info și pe curând până la video următor.